Deși este alertă la nivel global din cauza variantei Omicron, iar tot mai multe state impun restricții tot mai dure, românii par relaxați. Cel mai recent bilanț al vaccinărilor arată că mai puțin de 25.000 de români s-au vaccinat. Una dintre cauzele pentru care românii refuză imunizarea ar putea fi promovarea informațiilor false în spațiul public, spun specialiștii în sănătate. Problema noastră, din nefericire, aici, vorbesc de România și nu de celelalte țări, este cu această chimeră, dacă vreți, sau în fine, atitudine ciudată vis-a-vis de vaccinare. Cred că în istoria țării noastre nu a mai fost vreodată o situație similară în care se există această atitudine în mod vădit agresivă antivaccinistă. Eu consider că este un gest profund de antiromânism să promovezi lipsa vaccinării și să influențezi oamenii să nu se vaccineze, după care aceiași oameni care au fost influențați să ajungă să facă cazuri grave de COVID-19. În ceea ce privește amenințarea noii variante Omicron în România, medicii spun că este greu de prezis dacă spitalele vor putea face față unui nou val al pandemiei. Am trăit până acum 4 valuri, unul mai agresiv decât celălalt. La început, tocmai pentru că probabil întreg sistemul sanitar s-a auto-reglat și s-a făcut acel lockdown, că se făcea lockdown în toată Europa și noi am făcut totuși lockdown la 3-4-500 până într-o 1000 de cazuri. Și, în fine, din punctul meu de vedere s-au făcut niște exagerări care acum nu s-ar mai justifica, dar este o reacție cumva normală, la frică, la panică, la nu știam despre ce e vorba. Noi aici în spital ne uitam, ne gândeam că, Doamne, iartă-mă că te uiți la cineva COVID și ai să iei. Deci, pentru că nu știam, nici nu avuseserăm decât câțiva pacienți. Ulterior s-a demonstrat cum se transmite, că nu se ia chiar așa de pe toate suprafețele, s-au făcut studii și așa mai departe. Dar vedeți dumneavoastră, după care a venit valul 2, după care a venit valul 3, iar în valul 4, când am avut acele vârfuri de 17-18 mii de cazuri pe zi, din care multe erau cazuri grave, am experimentat și noi acea nenorocire de a avea bolnavi care stau în ambulanță pentru că nu mai încap în UPU, pentru că din UPU nu mai aveau unde să-i mai ducă în spitale.